Domnul să binecuvinteze pe surioara Lidia, dacă am înțeles bine. Domnul să fie slăvit în toate și vreau să cânt o cântare care spune: eu m-am întors cu credință la Domnul. Cei care știu că părinții i-au dus la binecuvântare, știți cât de benefic este și mulți dintre prietenii mei și de oameni din Cluj și eu cred că și în altă parte, care au fost duși la binecuvântare, chiar dacă a fost o vreme de rătăcire, cândva Domnul totuși îi caută și îi primește înapoi acasă. Să facă Domnul ca toți fie risipitori să se întoarcă acasă și să fim o familie unită. Domnul să fie slăvit, amin. Eu m-am întors cu credință la Domnul când era mic, despre El am aflat ca un fiu rătăcit. Eu tângeam după tihnă, locașul sfânt, acum am aflat. Eu m-am întors cu credință la Domnul, eu despre El în profeție am citit. El e Iisus, al veciei Părinte, slavă de Lui. Acasă-mi sosit, eu m-am întors la a mamei credință, pe-a ei genunchi de Iisus auzea. Ea îmi vorbea ca să-L pot înțelege, pe acest Iisus eu acum regăseam. Eu m-am întors la a mamei credință, la lui Iisus, la Stăpânul slăvit. El e Iisus, al veciei Părinte, slavă de Lui, acasă am sosit. Eu m-am întors la credința ce tata cu stăruinți mărturisea. În cormii de îngeri cântau haleluia, un fiu rătăcit acasă sosea. Eu m-am întors la Stăpânul vieții, Cel ce-a creat cerul întreg și pământ. El e Iisus, al veciei Părinte, slavă de-și Lui, acasă-am sosit. Eu m-am întors la Iahvea lui Iuda, pe genunchi m-am plecat la harul lui sfânt. Voi rămâne smerit în familia divină, iar Dumnezeu îmi va fi veșnic domn. Eu m-am întors la Iahvea lui Avram, păstorul Moise, la celace sfânt. El e Iisus, al veciei Părinte, slavă de-și Lui, acasă-am sosit. Eu m-am întors lui Avram, păstorului Moise, la celace sfânt. El e Iisus, al veciei Părinte, slavă de-și Lui, acasă-mi sosit.